Gigi Becali nu crede că există motive pentru a se întoarce la pușcărie. Amenințat de Federația Sindicatelor din Penitenciare cu 10 ani de închisoare, latifundiarul desfințează acuzațiile, nu a primit nicio citație și nu există plângere penală pe numele său, spune el, chiar în fața bisericii unde a judecat alte cazuri celebre. Sunt și în fața bisericii, dar trebuie să spunem, el minte și voi vă luați după el. Nu există nici fel de plângere. Ca în fiecare duminică, Becali ajunge cu limuzina la biserică. Amenințat cu închisoarea de un sindicat al penitenciarelor, latifundiarul dărâmă orice acuzație. Nu a șantajat-o pe directoarea de la Jilava, ba chiar îi era prietenă. Povestește că i-a transmis și după scandal să stea liniștit. Că nu s-a simțit amenințată de SMS-ul în care o întreba de ce vărul său, Victor Becali, nu primește învoire. Și femeia a zis, domnule, mi-a transmis prin cineva directoarea. Nu am niciun fel de amenințare. Mă cunoșteam cu ea, am jucat table cu ea. Nu a primit citație pentru a da explicații în fața procurorilor, așa cum a cerut liderul de sindicat, care a susținut că există plângere penală și riscă să se întoarcă după gratii. Într-un comunicat, noul adversar al omului de afaceri cerea peste 10 ani de închisoare. Becali se închină și vorbește despre alte probleme în justiție, ale altora. Ultimul suspect la DNA, vicepremierul României. Mi-e milă și de Șaide, că femeia se vede, e femeie bună așa după față. Păi de-aia săracă din loialitate a semnat acolo niște tâmpenii. Și șefa DNA a trecut de judecata inoriașului Becali. Mai are frică de Dumnezeu ce la biserică mai se împărtășește. O să vină altul mai periculos. Latifundiarul se pricepe și la box, nu doar la fotbal. A arbitrat deja meciul din platoul de televiziune. Mirel Palada versus demnitarul Mihai Goțiu, vicepreședintele Senatului. Vin în Parlament, dorm acolo. Când îl văd și îmbrăcat așa, păi dacă îți bagi joc așa și de funcție și tu, dacă îți dă Palada o palmă ca să te vezi minte. Hai, fiți sănătoși!